Binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Dragii mei frați și surori, stimați credincioși, așa cum spunea fratele Iosif aici, cum amintea, este ultima sărbătoare de felul acesta din anul acesta. Și îi mulțumim lui Dumnezeu personal, îi mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu mi-a făcut har și mi-a făcut parte să particip la, împreună cu familia, la toate sărbătorile din anul acesta. Și mă rog lui Dumnezeu ca în continuare să ne ajute pe toți, ca de câte ori avem această ocazie, să ne împărtășim, să participăm la cina Domnului, să ne pregătim pentru această lucrare. Pentru că este foarte importantă și pentru viața noastră de aici, pe pământ, dar este foarte importantă pentru că este cu bătaie lungă. Această sărbătoare și când particip la cina Domnului, noi participăm cu o nădejde, venim cu o nădejde, ca într-o zi să sărbătorim în Împărăția lui Dumnezeu. Amin? Amin. Și în dimineața aceasta, îi spuneam fratelui Iosif, măcar că s-a citit mai multe versete în această dimineață, îi spuneam fratelui Iosif că aș vrea să vorbesc mai mult despre ultimul verset din cuvântul Domnului care spune: vă spun că de acum încolo nu voi mai avea din acest rod al viței până în ziua când vom bea, când voi bea cu voi în Împărăția Tatălui meu. Amin. Domnul Iisus Hristos, cu siguranță că și celălalt an a sărbătorit Paștele, care reprezenta de fapt ieșirea lor din țara Egiptului, a lui Israel. Și de fiecare dată s-adunau, în fiecare dată, odată pe an, s-adunau și sărbătoreau această lucrare. Dar de data aceasta, Domnul Iisus Hristos le spune ceva mai special ca și celelalte dăți. Și le spune că, uite, vom mai mânca, voi mai mânca cu voi aceasta, voi mai sărbători cu voi aceasta în Împărăția Tatălui. Le dă de înțeles anul ce vine. Pe vremea aceasta, eu nu voi mai fi aici cu voi. Dar am nădejdea că voi rămâneți credincioși și îmi doresc mult ca să sărbătoresc împreună cu voi ucenicii în Împărăția mea, a Tatălui. Dragii mei, la aceste promisiuni a Domnului Iisus Hristos, să pun o întrebare și aș vrea fiecare dintre noi să ne punem aceeași întrebare. O întrebare care poate de mult, pe mulți dintre noi sau pe mulți creștini, din vremurile noastre, răspunsul i-a zguduit. Și întrebarea este în felul următor. Voi fi eu oare acolo? La masa Domnului? Doamne ajută-ne! Amin. Nu știu dacă pe dumneavoastră această întrebare vă răscolește sau vă cutremură. Dar aș vrea să vă spun ceva. Să știți că mulți au stat la masă cu Domnul Iisus. Și puțin au trebuit la juc cu el. A stat și Iuda la masă cu Domnul Iisus. A avut parte și Iuda de această masă pe pământ cu Domnul Iisus. Dar dacă ne uităm numai puțin înapoi, cealaltă parte a paginii, veți vedea că Iuda n-a rămas statornic în ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a învățat. Și veți vedea că pentru o mână de nimic, să spunem așa, și-a vândut Mântuitorul și prin gestul lui și prin această faptă, pur și simplu, el și-a tăiat toată nădejdea și toată speranța să ajungă la masă în Împărăția lui Dumnezeu. Ar vrea în această dimineață trei lucruri majore să învățăm, care trebuie neapărat să le avem cu noi ca să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Primul lucru care aș vrea să fie lucrul acesta, să ne uităm la Iuda, care s-a făcut vinovat de sângele Domnului Iisus Hristos, și care până în ziua de astăzi este un ogor în Israel care poartă numele ogorul sângelui. Și l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos și orice nădejde s-a spulberat pentru Iuda.
Dar noi, ucenicii care au rămas la masă cu Domnul Iisus, care au rămas credincioși, aceștia încă mai au nădejde. Noi, în viacul 21, care participăm la masa Domnului, întrebarea mea este, dragii mei, care este nădejdea noastră? Care? Doriți să ajungeți la masă în Împărăția lui Dumnezeu? Amin. Sau dorim lucrul acesta? Se pare că Iuda, măcar că a fost printre cei 12, Iuda, măcar că mânca cu ei la masă, era acolo cu trupul, dar se pare că cu sufletul și cu alte lucruri nu era între ei, era în altă parte. Aș vrea, dragii mei, pentru că timpul se scurge așa de repede, aș vrea să enumerăm trei lucruri foarte importante în viața unui creștin, fără de care nu poți să intri în Împărăția lui Dumnezeu să stai cu El la masă. Și primul lucru este credință. Și aș vrea pe fratele Cornel să mă ajute, dacă totuși este acolo. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Cartea Evreilor, în capitolul 11, cu versetul 6. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu: și fără de credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, pentru că cel ce se apropie trebuie să creadă că El este și răsplătește pe cei ce-L caută. Dragii mei, fără de credință este cu neputință să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Noi oamenii de multe ori ne categorisim în diferite feluri. Și spune: eu sunt de credință cu tare, eu sunt cu tare și este, eu sunt cu tare. Ăștia suntem noi oamenii. Dar aș vrea să vă spun ceva. Din perspectiva lui Dumnezeu, s-ar putea că lucrurile să fie foarte diferite. Din perspectiva lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun că oamenii se împart în două feluri. În două categorii. Ai credință și vei avea parte cu Hristos în Împărăția Lui, sau nu ai credință. Lucrul important pentru noi, dragii mei, este să avem credință. Și fără de credință, repet acest verset, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să credem că El este, adică că Dumnezeu există, dar nu numai că El răsplătește pe cei ce-L caută. Mă rog lui Dumnezeu în această dimineață, dragii mei, să ne dea credință. La un moment dat spuneau ucenicii: Doamne, mărește-ne credință. Cuvântul lui Dumnezeu în același capitol, dacă nu greșesc, în primul verset, în versetul 1, din același capitol 11, spune cuvântul lui Dumnezeu: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Toma: Toma, tu ai văzut și ai crezut. Ai văzut, ai cerut dovezi. Ai vrut neapărat să vezi palmele mele și coasta mea. Dar ferice de cei ce nu văd și cred. Și noi suntem aceia care n-am văzut fizic, cu ochii fizic n-am văzut și nici n-am atins cu mâna. Și nici cu degetul. Dar am crezut în Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Amin. Al doilea lucru, aș vrea să mă duc mai repede pentru că timpul ne presează. Al doilea lucru, dragii mei, nu este suficient numai să ai credință. Pentru că știți ce am văzut? Am văzut că de multe ori credința aceasta se manifestă la cei din Valea Umbrei Morții, din Valea Plângerii, ca și noi, se manifestă oarecum pentru o anumită perioadă. Cum spune franceză, ești ca și un cut food. Dintr-o dată ai crezut, pentru un an, pentru doi ani și după aia te-ai lăsat pe tânjală. Și vedem în vremurile noastre atâția frați, atâția surori și auzim vești. Și vești și vești triste, cum cu tare s-au lăsat de credință, cum cu tare s-au lăsat de Hristos. Nu este suficient numai să crede. Spuneam eu odată și îngăduiți-mă aceasta într-o paranteză. Dragii mei, credința și viața de pocăință nu este o alergare de viteză pentru 100 de metri. Este o alergare de rezistență pentru toată viața. Pentru toată viața. Nu este cât de tare fugi, cât de mult slujești într-un an. Asta este important. Nu. Este important ca să slujești, să rămâi statornic în slujirea ta
până la sfârșitul vieții tale, că așa spune mâna Pacoptezului. Și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Da. Punctul 2. Statornicia în credință. Statornicia în credință. Spunea David într-o împrejurare, mi-ai urcat pașii pe muntele tău și mi-ai întărit pașii. Deci să rămân acolo. Nu cumva, după un an, după doi, după trei. Îmi spunea unul, în ghilimele, un prieten, dacă știam că este viața așa de grea de credință, nu mă pot boteza și nu mă pocăia. Până în ziua de astăzi nu s-a mai întors la Dumnezeu. Nu s-a mai întors. Pentru că spunea, este prea greu. Al doilea lucru, statornicia în credință, 1 Corinteni, capitolul 15, începând de la versetul 1 la versetul 4. Și aș vrea să citim și aici, frate Cornel, te rog, 1 Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas. Și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate că, cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi. Dragii mei, este important ca să ne păstrăm credința așa cum am primit-o de la început. Amin? Este foarte important. În vremurile noastre, să tentează și să încearcă diferite moduri de a crede, diferite modalități ca să creadă oamenii, numai ca să-i abată de la credința autentică, de la credința adevărată. Aș vrea să vă spun ceva, dragii mei. Este important să rămânem în credința în care ne-a fost propovăduită. Amin? Pavel Apostolul se adresează galatenilor și le spune galatenilor, mă mir că așa de repede ați trecut de o altă evanghelie. Îl parafrazez pe Apostolul Pavel. Măcar spune el, măcar că v-am propovăduit o evanghelie care nu este de o gâșie omenească, prin alte cuvinte, n-am învățat-o de la oameni, n-am învățat-o la o școală, n-am învățat-o în alte părți, de la tot ceea ce voi puteți să vedeți cu ochii. Nu este de o gâșie de proveniență omenească, ci este însăși de la Dumnezeu. Și spunea el, mă mir că așa repede treceți la o altă evanghelie. Mă rog lui Dumnezeu, dragii mei, în vremurile în care trăim, în vremurile în care trăim, să ne păstrăm credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Amin? Amin. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru noi, pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, pentru ceilalți, pentru semenii noștri, pentru neamul nostru românesc, ca Dumnezeu să-i trezească odată pentru totdeauna la realitate. Amin? Amin. Al treilea lucru foarte important, și așa cum am spus, mă duc mai repede. Mai repede puțin. Nu mi-ar folosi toate aceste două puncte care le-am spus la nimic dacă nu am trăit cu noi, în noi, cu dorința reîntâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Să vorbești așa de puțin, de fapt, haideți pe altă să spun invers. Să vorbești așa de mult la sărbători de Domnul Iisus Hristos în bisericile creștine, dar să vorbești așa de puțin de revenirea Domnului Iisus Hristos. Știți că Domnul Iisus Hristos va reveni? Amin. Dar mai este ceva. Știți că Domnul Iisus Hristos va lua pe cei care îl așteaptă? Nu pe cei care nu îl așteaptă. Știți că sunt oameni care ar întârzia, dacă ar putea, revenirea Domnului Iisus Hristos ca să-și pună viața în înduială. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să fim niște oameni care să așteptăm, dar nu numai atât, și să grăbim venirea Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să fim niște credincioși care să așteptăm și ca să dorim să vină împărăția Domnului Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 3, frate Cornel, te rog frumos, 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 11 la 14. Să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Foarte interesant.
Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor trece și trupurile vor pieri, aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului, mai departe. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Mulțumesc, frate Cornel, pentru ajutor. Dragii mei, este important să avem credință în Domnul Iisus Hristos, spunea Domnul Iisus Hristos, aveți credință în Dumnezeu, în Evanghelia după Ioan, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spunea Domnul Iisus. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dacă locurile ar fi limitate acolo, v-aș spune, sunt 20, sunt 30, sunt 60 de mii de locuri. Dar dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, dar sunt multe locașuri. Dragii mei, este important să avem credință în Dumnezeu. Este important să rămânem în ceea ce am crezut, în credința aceasta, să nu ne-o schimbăm. Vedem în vremurile noastre foarte mulți. Mi-a spus cineva într-o paranteză, la locul de muncă, m-am întâlnit cu un român care a venit aici prin anii 90. N-am să-i spun numele și postul pe care a lucrat aici ani de zile. Și o zi, o zis într-o zi către mine, auzi, lucrase pentru o perioadă, trei săptămâni la noi și a spus, te-ai invit să mergem într-o seară, să mergem undeva să bem ceva. Și am spus, nu mulțumesc, dar nu beau. S-a uitat la mine și a zis imediat, mi-a spus, tu ești pocăit penticostal. Și am zis, da. Și a zis, uite, vezi, credința mea e mai bună. Și am zis, de ce? Pentru că credința mea îmi permite și aia, și aia, și aia, și aia, și aia. Și atâta nu-ți permite. I-am spus, ascultă-mă bine ce spun. Credința dumneavoastră s-ar putea să n-aibă baze biblice. Credința mea este bazată pe Scriptură. Dragii mei, sunt tot felul de credințe care auzim în jurul nostru. Ar vrea să rămânem la ceea ce este scris. Le spuneam tinerilor aseară la tinere. Noi rămânem la ceea ce este scris. Și noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, îl stricăm în dezavantajul nostru. Și aș vrea încă o dată să ne punem această întrebare. Și eu, și dumneavoastră. Dragii mei, felul nostru de viețuire, felul nostru de trăire, felul nostru de prestație în viața de zi cu zi, ce ziceți dumneavoastră? Vom fi cu Domnul Iisus Hristos în împărăția Lui? Vom fi, dragii mei? E o întrebare mare. E o întrebare pe care pe mine, personal, mă frământă. Mă frământă pentru că n-aș vrea ca în ziua aceea să lipsesc de acolo. N-aș vrea să mă înșel. N-ar vrea să mi se lege inima de lucrurile acestea pământești. N-aș vrea să fiu un vânzător, cum a fost acest fost apostol, care pentru mână de bani l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Și în vremurile noastre să știți că mulți îl vând pe Domnul Iisus Hristos și își pierde locul din împărăția lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să mărească credința noastră. Amin. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne facă să fim statornici în credința în care o avem. Și mă rog lui Dumnezeu ca să stârnească noi o dorință sfântă pentru împărăția și dorința ca să vină împărăția lui Dumnezeu. Amin? Amin. Și din ziua aceea, de la masa Domnului, niciunul dintre noi să nu lipsim. Amin? Amin? Doriți lucrul acesta? Amin. Îmi doresc pentru mine. Îmi doresc pentru fratele păstor. Îmi doresc pentru comitetul bisericii. Îmi doresc pentru toate familiile din biserică. Îmi doresc pentru toate bisericile lui Dumnezeu și pentru neamul nostru românesc. În ziua aceea, nu vreau să accept gândul că unul dintre noi nu va fi acolo. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Spuneam că timpul aleargă cu grăbire și iată ne ajungem și în fața momentului deosebit, a momentului special, în care
ne vom apropia și vom întinde mâna să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Măcar în cuvântul Sfânt nu apare, în Scriptură nu apare termenul pregătire, eu cred că dumneavoastră sunteți de acord că în vederea acestei lucrări este necesară o pregătire prealabilă. Sunt multe texte în epistolele lui Pavel care ne încurajează sau ne motivează să ne pregătim în vederea unei lucrări de felul acesta și timpul nu permite să intru în detalii. Eu cred că dumneavoastră, de-a lungul săptămânii care s-a încheiat, v-ați pregătit. Ați cugetat la această lucrare. Eu cred că pentru mulți dintre dumneavoastră, prilejul acesta este un prilej deosebit, o sărbătoare a sufletului, dacă vreți, și vă reamintesc, Pavel ne-a spus să prăznuim sărbătoarea aceasta cu azimile curăției și ale adevărului. Aceste două lucruri trebuie să caracterizeze preocuparea noastră pentru și pregătirea noastră pentru împărtășire. Vom face o rugăciune comună în care plecați pe genunchi înaintea Domnului, ne vom exprima recunoștința pentru această lucrare, îl vom ruga pe Domnul să desăvârșească ceea ce lipsește pregătirii noastre, să ne așeze El pe fiecare dintre noi într-o stare după sfântă voia Lui. Și după ce vom încheia această rugăciune, care va fi o rugăciune comună, ca de fiecare dată împreună cu fratele Mircea, ne vom ruga ca Domnul să binecuvânteze azima care se va frânge printre noi și pentru noi și să binecuvânteze rodul viței care va fi împărțit în mijlocul nostru. În urma acestor rugăciuni de binecuvântare, cei ce se împărtășesc rămân în continuare pe genunchi, se roagă Domnului,